Salut, băi, Cătăline, îmi place că e automat asta. Ce faci? Unde stăm? Hai la bar. La bar. Ce mi-a hai la bar, unde ne place nouă. La bar, dacă aveți ceva de băut, o țuică. Ai? Am, vrei? Da. De care ai, de prună? Am aici adus fata aia mică și frumoasă din Maramureș. De la Maramureș, aia nu, că e prea tare, e 70 de grade. Ce faci, Cătăline? Bă, băiatul meu, deci a fost săptămâna trecută, vineri mai exact, frumoasa codruța Filip. Păi am zis să mai venim și separat, nu? Bă, dar ți-a furat startul. Păi da, ea oricum scoate piese mai multe decât mine. Eu până aduc lăutari. Ce e mai creativ, e mai implicat? În studio se lucrează altfel la muzica populară. Tu nu știi? Păi știu așa. Până aducem noi toată orchestra, 20 de instrumentiști, ăla nu poate, ălaltul nu n-a scris partitura. Acum băieții de studio stau, lucrează, totul e pe calculator, e altfel. La noi trebuie să vină lăutarul acolo în studio. Deci oricum și prinde mai greu. Codruța s-a mișcat foarte bine. Se mișcă bine de tot, nevastă mea, da. Foarte bine. Ce înțelegi tu din această burtieră? Valentin Safira își asculte lira. Își ascute lira? Da. Da, spune lirele, dar n-am mai fost la Londra să cânt de mult. Am câteva pe acasă, trebuie să le schimb. De lira de bani e vorba, nu? Sau ce? Lira zi? Poetului, colegul nostru. A, mă scuzați, v-ați dus în zona poetică, nu? Da, așa. Da. Sunt poetic, să știu. Noi și avem telespectatori care sunt fierți pe poezie fierți și atunci poezie. Să îi ținem în ton. Trebuia să-l oprești tot pe Oprișan, pe Cătălin, că el e cu poezia. Fac și o poezie tradițională, așa, în textele mele, în cântecele mele. Dar zine, ce ai făcut de Dragobete, dragul meu, Valentin? Am cântat de Dragobete, am cântat și cu Codruța, am cântat și separat. Am fost la Timișoara, la balul Portului Popular. Am cântat acolo unde s-au adunat și bănățenii și oltenii și ardelenii și moldovenii. S-au adunat așa toate națiile în Timișoara și am cântat, a fost frumos până spre dimineață. Știi că în Timișoara oltenii... Da, să știi că ne iubesc bănățenii și pe noi. Pe mine m-au iubit cel puțin. Știu că e o competiție acolo, da. Cum e cu olteanul când se uită spre Banat? Doamne, dacă noi puteai inginer, măcar director. Da. Astăzi am fost astăzi... pe bancuri la început de emisiune, să am, știi. E o poezie în sine, Oprișan. M-a omorât, ai văzut? Cine? Omul ăsta, Rareș și Beșliu, n-ai văzut ce poze a făcut? Da, foarte frumoase poze. Băiatule. Deci fii atent, omul în pandemie... Să vină și la mine la Dănciule să facă câteva poze. Deci omul în pandemie, uite-te și tu ce fotografie a reușit să facă. Foarte frumoasă. N-ai cum așa ceva, uite-te și tu. Da. Zici, vezi? Că dacă ruga păsările și animalele astea să stea așa la poză, are și sculă ca lumea aparat. Lasă-mă sculă, să zic. Are mâna și asta. Și mâna, dar dacă fac eu cu telefonul meu, nu este așa. Cătăline, vreau să-ți povestesc un pic despre cântecul. Ce anume? Mai știi pe Anghel Iordănescu cum pupa iconițele la meci? Da, așa, da. Stau și eu în boscheți. A, așa, păi da, ca să se roagă ca să vină. Să vină. Păi, tu-ți dai seama, până i-a zâmbit lui Buvnița asta. Cât ai stat după asta? Nu știu, câteva ore, dar se întâmplă să mă duc. Uite, am fost la Petroșani acum 5 zile degeaba. 5 zile urcat toată ziua pe munte, până zăpadă, nimic. Păi anunță și tu înainte pe Instagram că te duci. Cred că mă apuc și eu de fotografie, îi spun nevastă-mea că plec așa o săptămână. Ție asta ți-a plăcut din toată povestea. Și zic, băi, a vrut să prind o libelulă și n-a ieșit deloc. Deci tu, din toată povestea asta, ai înțeles că ar fi un moment foarte bun să-i spui... Cu pene, cu moți, ceva acolo, pupăza din tei. Să-i spui Codruțe că pleci. Zi, Valentine, și în rest ce ai mai făcut? În rest am făcut un cântec extraordinar de frumos, despre care vreau să-ți vorbesc un pic, că de-aia am venit, mai mult și mai mult. Țin foarte mult la el, pentru că l-am făcut special pentru un prieten de-al meu pe care l-ai cunoscut și tu acum de curând, domn Pedro, e prieten vechi de-al meu. Domn Pedro, să sănătate, trăiască, domn Pedro. Să duce Andra pe nouă și cântă acolo. A, da, la el. A, da, nu știam care e domn Pedro. E foarte, foarte, iubește foarte mult artiștii și muzica bună în general. Și a zis, bă, Valentine, dacă imprim cântecul ăsta, mie să mi-l dedici. Despre viață, despre cât muncim și alergăm și parcă nu ne mai bucurăm, Cătăline, de absolut nimic. Și ai ajuns tu la concluzia asta, tânăr eu fiind? Eu cânt pentru cei din jurul meu. Eu încă mă simt ok, nu prea mă regăsesc, dar ca să zic. Se pare așa. Că lumea e... Dar pentru părinții așa, mei, da. Ți se pare, pe bune, aia chestia asta că ei au alergat degeaba, adică degeaba, au alergat prea mult în loc să se bucure de viață. Nu, dar și nici noi nu ne bucurăm. Toată ziua suntem la evenimente, la cântări, la emisiuni, la televiziune să ne facem publicitate. Când avem timp, ne ducem în studio să imprimăm. Trec lucrurile pe lângă noi și viața și de multe ori n-am timp să stau cu Codruța, nu știu, să ne uităm că au crescut florile în grădină sau toată, cineva se ocupă și de asta. Nu ne mai ocupăm de nimic, nici de noi.
mai rupem câte o vacanță, așa recunosc că eu sunt cu vacanțele. Eu ți-am zis, în weekend, nu știu cum, printr-o întâmplare, povestea o doamnă că abia așteaptă să ducă cu nepoții în pădure, că au apărut ghiocei și toporașe. Da. Bă, băiatule, și am fost la Băneasa și după aia și vezi că era, da, băi, când vedeai toporașe așa, ți-a umplut totul acolo, superb. Cât de frumos, și lași telefonul acasă, te rup de toată lumea care te sună, fiecare vrea câte ceva când te sună. Nu te sună nimeni să te ajute. Deci nimeni nu te sună să-ți dea sau să te ajute. Nu, dacă te sună cineva, te sună care o treabă cu tine. Și m-aș bucura să-l asculte cât mai mulți prieteni ai mei și de pe Facebook și de pe YouTube. Are 100.000 aproape de, cred că atât are acum, de vizualizări. Păi e bine. Bine pentru noi, pentru muzica populară e foarte bine. Ia să căutăm. Caută-l. Hai, Doamne, să facem schimb, eu îți dau bani și tu dă-mi timp. Și mă gândeam așa la toți prietenii mei, eu am prieteni și de vârsta părinților mei, pentru că vreau să învăț lucruri din viața lor și din greșelile lor, de ce nu? Și mă gândeam așa și la părinții mei, cum au trecut anii. Tata are vreo 71 pic de ani și el, da. Mama a făcut și a 66, să-ți trăiască. Au trecut anii și nu vine să cred că mă duc la Dănciulești, trebuie să mă duc săptămâna asta. N-ai și tu premiu, mai din ăsta cu... Să-i dați și lui Cătălin, premium, să-i bage YouTube premiu. Normal. Valentin Safira, hai, Doamne, să facem schimb. Uite, în 4 zile 100.000, aproape superb. Da. Și rugăm pe oameni să intre aici, să lase un mesaj, un comentariu, că te-au văzut aici la emisiune. Să vedem. Da, și intri tu pe YouTube. Și eu, și eu de fiecare dată când vin la tine, merge bine, sună telefonul, iau nunți, spectacole, trebuie să recunosc, vorbesc serios. Deci, oameni buni, e pentru o nuntă, pentru un botez, Valentin Safira. Cât cânti, o oră, două? Cât de mult, da. Și sârbe și hore. Și de toate ce vreau suflet. Nu, manele nu știu să când, da, dar se ocupă. Sârbe, ore. Hore, sârbe. I-am nenorocit acuși pe bănățeni, le-am băgat și ca la gur și ca peste tot. Ești, mă, ești asta, energia aia tânără, da. Ești în formă. Sunt eu dracos. Am fost la el la nuntă, oameni buni, și vă spun cu mâna pe inimă. Cum am jucat? Bă, frumos, mă, și frumos. Și când bagi ultenești lelea, adică e, se strânge toată lumea. Altă acolo. Viață. Ești, ai energie în tine. Acum te pun un pic pe gânduri, că tu muncești toată ziua și ți-am mai spus că ești prietenul meu de câțiva ani de acum, ești ca fratele meu de la Târgu Jiu. Când n-ai ce face cu banii, mi-i trimiți mie că mă... ți-i mai cheltuie, că tu n-ai timp să cheltuie. Aici prea mult la muncă, nu? Toată ziua la muncă, faci de toate. Ai dreptate, emisiuni, bă. Are dreptate, stai prezinți. Că ne-au câmpii. Pleșucă cu mine prin țară? Da. Gata, hai că plecăm. Duceți-vă și voi să faceți fotografii la păsărici. Noi ne ducem să filmăm. N-are, mă, nici mai discutăm cu el. Facem niște de noi. Hai să fim serioși. Valentin Safira, oameni buni. Cum ai să se numește piesa? Hai, Doamne, să facem schimb. Mai bine nu. Da, da, uite să ascult, să vezi. Hai că vreau să ascult versurile. Ia să ascultăm. Dar să fii serios. Gata, sunt serios. Zi. Toată viața am adunat după bani și avere și într-o zi am numărat, Doamne, ce durere. Dar în loc să număr banii, am numărat anii, prea puțini au mai rămas cu lacrimi pe obraz. Hai, Doamne, să facem schimb, îți dau bani și tu dă-mi timp, măi. Îți dau tot și mă împrumut să o iau de la început, măi. Hai, Doamne, să facem schimb, îți dau bani și tu dă-mi timp, măi. Îți dau tot și mă împrumut să o iau de la început, măi. Asta așa-i mei copii mă așteptau la masă, dar eu alergam prin țară, veneam noaptea acasă. Mi-au crescut copii mari, nici nu i-am văzut,
s-au dus și mai frumoșani, doar bani am făcut. Hai, Doamne, să facem schimb, îți dau bani și tu dă-mi timp, măi. Îți dau tot și mă-mprumut, să o iau de la început, măi. Hai, Doamne, să facem schimb, îți dau bani și tu dă-mi timp, măi. Îți dau tot și mă-mprumut, să o iau de la început, măi. Viață ești înșelătoare și mai păcălit, când să mă bucur de toate mai îmbătrânit. Astăzi stau singur la masă, copii prin lume, le-am dat tot ce-am adunat, dar n-au timp de mine. Hai, Doamne, să facem schimb, îți dau bani și tu dă-mi timp, măi. Îți dau tot și mă-mprumut, să o iau de la început, măi. Hai, Doamne, să facem schimb, îți dau bani și tu dă-mi timp, măi. Îți dau tot și mă-mprumut, să o iau de la început, măi.